Petrecăreții au fost întâmpinați cu muzică populară și cu grătarele pline de mici. Oamenii s-au declarat mulțumiți de faptul că au avut ocazia să petreacă o zi în mijlocul naturii. Ați venit să petreceți de 1 mai? Da, am venit ca să petrecem de 1 mai la pădure, e frumos, e cald, e bine. Obișnuiți să veniți an de an? N-am mai fost cam de mult. N-am mai fost în ultimii ani, că eram de serviciu, dar acum sunt liberă și am venit, e frumos. Mulțumită de cum decurg lucrurile? Da, este frumos, este amenajat frumos, vremea e frumoasă, a plouat puțin, dar totuși e bine. E frumos aici, vă place? Pădurea e frumoasă, dar dacă era și vremea să nu fi plouat, era și mai bine. Dar totuși este aranjat, este cu grija Consiliului Popular, s-a aranjat aleile și toate aceste... Ați mai venit și în alți ani? Da, am venit și în alți ani, până la vârsta de 62 care am, tot a fost timp să venim. Mici, bere, ceva? Da, am consumat și mai e timp și de consumat și mai, până mai târziu, nu tot o dată așa. Terasele au fost ocupate de clienți începând cu orele prânzului. Comercianții spun că vânzarea a mers destul de bine. Se limitează la bani sau nu prea? Nu bani. E vorba de distracție? Da. S-au vândut totuși mici astăzi mai mult? Da, a fost vremea frumoasă și ce să mai... Autoritățile s-au ocupat ca petrecăreții să aibă parte de toate condițiile. Din 6 în 6 minute au circulat autobuzele de la Transloc pentru ca oamenii să aibă cu ce să ajungă la Drăgoieni. Prezent la eveniment a fost și primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru. A devenit deja o tradiție ca pe 1 mai să sărbătorim Ziua Internațională a Muncii. Această manifestare a fost reluată începând cu anul 2000 și mă bucur că am avut această ocazie ca în calitate de primar să reluăm organizarea acestor manifestări, pentru că ziua de 1 mai nu are nimic comun cu comunismul, este Ziua Internațională a Muncii, s-a sărbătorit din toate timpurile și trebuie să o sărbătorim în continuare. Târgujienii sunt așteptați duminică la o nouă petrecere câmpenească. De data aceasta, autoritățile vor organiza în preajba sărbătoarea narciselor.